Fosta imagine a PSD din campania de la prezidențiale, Magda Bistricianu, critică suspendarea președintelui Băsescu și spune că va vota în favoarea acestuia la referendum. În calitate de simplu membru am participat la multe acțiuni, am mulți prieteni în PSD, dar asta nu înseamnă că toți trebuie să privim lucrurile fără să le judecăm. Eu, spre exemplu, nu sunt de acord cu modul în care a fost suspendat președintele Băsescu. În 48 de ore să afli că nu vei mai fi șeful statului, e prea mult pentru un stat care are doar 22 de ani de viață democratică, secretarul executiv al PSD Diaspora a criticat în termeni duri modul dictatorial în care a fost suspendat președintele țării. Nu l-au suspendat doar pe Traian Băsescu, au suspendat statul de drept, au suspendat încrederea în instituții, au suspendat justiția au suspendat România de pe orbita occidentală. Prin urmare, voi vota împotriva suspendării, nu neapărat pentru președintele Băsescu, ci pentru a apăra viitorul acestei țări, a declarat Magda Bistricianu. Sunt mulți nemulțumiți în PSD, doar că nu au curaj să spună ce gândesc, a mai adăugat Magda Bistricianu. Șeful statului nu poate fi schimbat precum șeful de la TVR sau radio, a concluzionat aceasta. De altfel, voci nemulțumite se aud și dinspre teritoriu. Proaspeții aleși pesediști nu mai au chef de un alt scrutin, chiar acum în mijlocul verii. De altfel, se pare că referendumul a dat peste cap planurile de vacanță ale multor socialdemocrați mehedințeni. Chiar Adrian Duicu, președintele PSD Mehedinți, a făcut opinie separată față de șeful său de partid, Victor Ponta. Într-o conferință de presă, Duicu a susținut că referendumul trebuie să se desfășoare conform deciziei Curții Constituționale.